Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și Ordine Publică au desfășurat o amplă acțiune cu scopul depistării persoanelor fără adăpost și a celor care apelează la mila publică pe raza municipiului Timișoara. Astfel s-a acționat în zonele Parcul Botanic, Gara de Nord, Bulevardul General Dragalina, Catedrala Mitropolitană, Parcul Civic, zona Elba, Pictor Ioan Zaicu. Au fost depistați 16 cerșetori și oameni ai străzii, aceștia fiind predați către centrul social de pe strada Telegrafului. Totodată, în cazul a două astfel de persoane s-a luat măsura sancționării contravenționale, deoarece au pătruns fără drept în clădirea fostei casierii Aretim de pe strada Matei Corvin. Astfel de acțiuni sunt organizate periodic, pe lângă verificările zilnice și măsurile luate ca urmare a sesizărilor de la cetățeni. De la începutul acestui an, în baza de date a poliției locale, au fost înregistrați 228 de cerșetori și oameni ai străzii. Polițiștii locali au măsuri de preluare a acestora din stradă și predarea către serviciile sociale în vederea reintegrării lor, dar din păcate, din cauza legislației, dar și a faptului că aici primesc bani de la cetățeni, aceștia se întorc înapoi în stradă.